Exercițiile de astăzi sunt dedicate în special exersării valorilor cu punct. Vă reamintesc că punctul adăugat în dreapta unei note prelungește valoarea acesteia cu încă jumătate din valoarea sa inițială. Deci, dacă în dreapta unei pătrimi care durează un timp vom adăuga un punct, valoarea notei va fi de un timp și jumătate. Primul set de exerciții va fi de calcul matematic al duratelor și adăugarea rezultatului atât în cifre cât și în valori de note. Primul exercițiu, pasul numărul 1, este să analizăm valorile de note utilizate. Un timp și jumătate, doi timp și jumătate de timp. La pasul numărul 2, efectuăm operațiile matematice. Bineînțeles, întâi rezolvăm operațiile din paranteză. Apoi stabilim numărul de timp rezultat, adică 6. Știm că cea mai lungă notă muzicală este nota întreagă. Adăugându-i un punct însă, vom prelungi valoarea acestea cu încă jumătate din valoarea sa inițială. Nota întreagă cu punct durează 6 timpi. Exercițiul 2 Valorile utilizate sunt 4 16 ce împreună construiesc un timp, două optimi, de asemenea împreună un timp, nota întreagă cu punct. Am stabilit deja în exercițiul anterior că durează 6 timpi și o doime, 2 doi timpi. Acum vom efectua operațiile matematice. 1 minus 1, 0 până în acest moment, plus 6 împărțit la 2. Rezultatul este 3. Cum obținem nota de 3 timpi? Corect! Adăugând un punct în dreapta notei de doi timpi. Rezultatul este o doime cu punct. Iar al treilea exercițiu îl veți rezolva voi după exemplele anterioare. Cel de-al doilea tip de exercițiu se intitulează Găsește greșeala. Următoarele fragmente muzicale ar trebui să cuprindă trei timpi fiecare, însă câteva dintre acestea sunt greșite. Haideți să le identificăm! Primul exemplu este alcătuit dintr-un grup de 4 16 imi, adică un timp, o pătrime cu punct, adică un timp și jumătate, și o optime, adică jumătate de timp. 1 plus 1,5 plus 0,5, 3 timpi. Iar exemplul este corect! Cel de-al doilea exercițiu. Din primul moment ne putem da seama că este greșit, deoarece doar prima notă, adică doimea cu punct, durează trei timpi. Adăugând încă un timp și jumătate, fragmentul va avea 4,5 timpi. Cu un timp și jumătate mai mult față de valoarea stabilită. Ultimele două exerciții va trebui să le verificați voi, urmând exemplele explicate anterior.